Yeah. Nenorociții de maestri păpușari. Așa, man. Dependent de tot, trag o fugă până la spy shop. Trag un fug din brand Shakespeare spre lumea hip-hop. Iată rezultatul, Vaticanul controlează banul. Crede și nu cerceta, glumea plac din om, ai vrea mai mulța. De fapt, tu ești păpușa și ei căpușa. Aceste fire sorbă sânge și te constrânge, inima ți-o frânge. Pe un evor te veduce și te distruge. Știi ceva? Ajunge, pe mine nu mă puteți învinge. Scuiprial din laringe până spre receptori. Voi cititori, credeți-mă, ăștia-s dictatori. Adevărați actori cu moartea ne sunt datori. Tot nu mă crezi, nu vezi că vezi tot ce vrei să vezi și în fața lor iar pierzi. Eu aici ar putea fi dușman sau aliat. Întrebare pusă de ceva ani cu care te tot combați. Manipulare prin televizoare de două decenii pusă de către genii să vă robotizați. Mai este jocul ce vă totul propriu, diavolul trebuie stopat. De mulți ca să fiți controlați și obligați să stați aliniați în timp ce voi îmi ce vă dați adevărat stormijați. Controlul uman ce ține de manipularea oamenilor în masă a început să crească, devine partea ta întunecată. Tu ești păpușa, eu maestru și în timp am să manipulez și pe restul. Mai știi și întind forile, tu caută leacul, dar până atunci rigai să mai temi din edele, dracu. Un spirit cinic, un flux liric, ar trosti psihic orice critic. Underground precum Drizzy, concurența n-are niciun gust, că easy. Tupeiștii să-și deschidă ochiul minții, că-și mesajul-i fatidic și cred în el ca pocăiții. Îmi place berea, dar să nu crezi că dau bir cu fugiții, când toți stâmpiții și arată dinții. Ori vis de invidii sau de vicii, ai premoniții, litigii comune fiecărui membru al ligii. Și-s o mie de metode de a face față, una din o mie îți prezintă o mie de metode de a te face varză. Mai bine las-o moartă și chiar riști s-o faci, alegând metoda singură, singur, singur când ești plin de dragi. Un cadavru descompus în zeci de saci, dar încă viu te zbani, între viață și moarte în veci să zaci. Desigur, totu-i metaforic, un dealer de filme, asta sunt. Desigur că-s ironic, cronosfobic, mă lupt cu timpul logic. Țintesc mereu la cap, vorbind neurologic. Sunt toxic, prezența mea e un risc biologic pentru mediul tău, claustrofobic. Spațiu cosmic, paradoxul pe papilele mele gustative, crescut fără suport, acum un bal la ușă ofertanții cu stative. Nu ați înțeles nimic, nu citesc din La Familia. Mă folosesc de asta doar ca să-mi pot justifica mania. Asta mi-e pledoaria și recunosc cinstit, muzica-ți provoacă orgasm, dar eu nu pot scrie un final fericit.